Salutare lume, ce mai faceți? Nu ne-am mai văzut de ceva timp, însă nu contează pentru că acum am revenit, iar în videoul de astăzi am să despachetez noul iPhone de la Apple și anume iPhone 6. Să începem! Noul iPhone vine în această cutie foarte simplă, pe fața cutiei are conturul iPhone-ului ieșit puțin în relief, are doar logo-ul și iPhone imprimat pe partea stângă și dreaptă, iar pe spate găsim câteva informații și specificații despre telefon. Cum deschidem cutia, primul lucru care ne este prezentat este telefonul, iar după ce îl dăm la o parte găsim restul accesoriilor, și anume căștile EarPod, încărcătorul și cablul Lightning. În cutie mai este un plic în care găsim unealta cu care deschidem ușița de la SIM, un manual de instrucțiuni, garanția și stickerele Apple. Să trecem la telefon. Partea care îmi place cel mai mult la orice despachetare este atunci când dau jos folia protectoare de pe orice device. Iar prima mea impresie este că acesta este un telefon foarte frumos, cu designul lui de aluminiu și colțuri rotunjite. Când pornim telefonul pentru prima dată, suntem prezentați cu logo-ul Apple, după care trebuie să trecem prin câteva setări pentru activarea telefonului. După ce am activat telefonul, ce am observat prima dată este că are un ecran care arată foarte, foarte bine, este detaliat, iar culorile nu sunt foarte saturate, ci arată destul de natural. Apple îl numește Retina HD și are o rezoluție de 1334x750. Cu acest design nou și forma mai mare, sunt câteva mici modificări la butoane, și anume butonul de deblocare-blocare a fost mutat din partea de sus a telefonului în partea dreaptă. Butoanele de volum au acum această formă lungă, în loc să fie rotunde, iar în partea de jos, grilul de la boxă și microfonul arată puțin diferit. Telefonul este extrem de subțire, are doar 6,9 mm, iar din acest motiv camera iese puțin în afară. Credeam că va fi o problemă la început, dar până acum nu m-a deranjat așa de tare. Acum am să petrec ceva timp cu telefonul, iar după câteva zile am să revin cu un review. Ca să nu-l pierdeți, fiți siguri că sunteți abonați, dați un like și share dacă v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!